Coffin Dance în fotbal. Eu zic să aducem coliva. Salutări și bine v-am găsit la un nou videoclip cu reacție. De data aceasta vom reacționa la ceva mai diferit, dacă putem spune așa. Cred că cu toții știți acel meme cu Coffin Dance. Dacă nu, o să vedeți despre ce este vorba. Lăsați un like acolo dacă mai vreți să reacționăm la clipuri amuzante de genul ăsta. Hai să strângem și noi 2000 de like-uri la acest videoclip. De asemenea, nu uitați să vă abonați deoarece mă ajută foarte mult. Și hai să vedem ce se întâmplă. Primul este aici Lionel Messi, un F în chat direct pentru Boateng. Și o să vedeți despre ce este vorba. Cred că n-aveți cum să nu știți meme-ul ăsta. Și apar acești oameni care cară psicriul ăla și dansează de asemenea. Mai departe, l-avem pe Messi, RIP. RIP, n-ai cum să o dai, frate. L-a distrus acolo pe Milner. Dar dansul ăsta efectiv face tot, n-ai, n-o dai cu dansul ăsta. L-avem pe Kingsley Coman. Boom, l-a trimis după țigări. Ok, mai departe, l-avem pe Cristiano. Boom, boom. L-a distrus acolo pe jucătorul acela. Schema asta o mai fac și eu din când în când, dar nu-mi iese mereu, din păcate. Și dansul ăsta, forță. Mai departe, hai să vedem aici Lionel Messi sare la... Ca mamă, cred că a durut asta, cred că a durut rău de tot. Nu vreau să trec prin așa ceva. Să mă lovesc așa to... I-a dat knockout, ești nebun? I-a dat knockout. Uitați și voi, dar de ce a încercat ăla să facă foarfecă în zona aia? Nu înțeleg de ce ar fi încercat să facă foarfecă în jumătatea lui de teren. Dacă era în careu și vrea să dea gol, înțelegeam, dar altfel nu înțeleg. Ăsta se lovește aici în bară, încearcă să salveze mingea, își dă și autogol omul. Mișto. După ce că s-a lovit, mai și-a dat și autogol. Cea mai bună zi din viața lui cred că a fost. Îmi și imaginez. Mai departe Ronaldo acolo. Cât de sus ridică piciorul ăla. Cred că a luat lecții de la Ibrahimovic să ridice așa piciorul. Altfel nu-mi imaginez ce flexibilitate are să ridice piciorul ăla. Mamă. A făcut Scorpion Kick, băieți. Cred că e cel mai bun Scorpion Kick pe care l-am văzut până acum. Mai departe, ok, trece foarte bine, distruge acolo efectiv toată apărarea adversă. Îl pune pe ăsta pe burtă. Cred că a mușcat puțin din iarbă. Și dansul ăsta forță. Cred că e unul dintre cele mai bune mimuri din ultimii ani, părerea mea. Mamă. Ce mă că nici la UFC nu-ți luai așa picior. Ok, mai departe. Ăsta era să rupă plasa, văd. Dar nu cu mingea, era să rupă el. Cu capul. Mamă, și-a mai luat omul și mare picior în freză. Din nou, nu cred că a fost cea mai bună zi a lui. Mai departe. Ok, trece, mamă. I-a rupt coloana, băieți, i-a rupt coloana. Cred că fetele alea de pe Instagram a trebuit să învețe de la jucătorul ăsta cum să-și rupă coloana. Fantastic aici sus, cum l-a dribat pe Milinkovic Savic, cred că Milinkovic Savic ăsta care a căzut aici. Băieți, avem și partea a doua, hai să reacționăm și la partea a doua, hai să vedem cum este și această parte. Mi-a plăcut prima parte, a doua văd că e puțin mai lungă, îl avem aici pe Zidane cu materații. Știți cu toții ce urmează, mare cap, să vezi ce cap îi dă Zidane aici. Zici că a intrat țapul, ia să vedeți. 3, 2, 1, RIP. Boom! Mamă, deci l-a dat pe cap Zidane, frate. Primește și roșu aici în finala Cupei Mondiale. Ibrahimovic este călcat. Să nu faci niciodată greșeala să îl lovești sau să-l calci pe Ibrahimovic, că nu mai treci după. O spune și acest mim, că nu o să mai treci după ce îl calci pe Ibrahimovic. Da, și fiți atenți ce se întâmplă. Boom! Hai că nu i-a dat chiar așa tare, deși ăsta a cam simulat. Mai departe, ce se întâmplă aici? Nu-mi dau seama ce se întâmplă. Ok. Mamă. Știu faza asta, Müller îl lovește aici pe Tagliafico. Nu știu de ce a ridicat așa sus piciorul Müller. Spectatorii, o să cadă spectatorii toți de acolo, pun pariu. Pun pariu că se rupe tribuna sau peluza sau ce e. Mamă, s-au dus frate ăștia. S-au dus în rai cred. Din nou vin băieții grei, sunt pregătiți.
este faultat ăsta aici, după probabil o să faulteze și el la rândul său, pun pariu. Mamă, ce a fost asta, mă? Dureros. Din nou Ibrahimovic e cel care faultează. Nu te pune cu Ibrahimovic. Din nou, uite, numai Ibrahimovic apare în videoclipul ăsta, văd. Nu știu cum au tupeu jucătorii ăștia să se pună cu el. Sania aici, văd că vorbește calm cu Ibrahimovic. Și Ibra. N-a fost cine știe ce asta, să fiu sincer, nu l-a faultat chiar așa rău. Aici l-avem pe un fan de la Atletico. Asta este după meciul cu Juventus, când i-au bătut cu 2-0 în tur. Ia uite ce zic, Cristiano, du-te la somn. Hai că să vezi ce te duce la somn pe tine, Cristiano, după. Gata, cry. It's over, it's over, 2-0, da, hai că 2-0 dacă e. Hai să vezi ce se întâmplă în retur, că vă rupe Cristiano. Bye to Italy. Bă, îmi pare rău pentru fanii ăștia, dar ce să faci? Ronaldo efectiv i-a distrus pe ăștia de la Atletico în retur. I-au bătut cu 3-0 cei de la Juventus și s-au calificat mai departe. Ronaldo aici reușește să dea trei goluri cu capul, un gol din penalti, iar Juventus se califică mai departe, un F în chat pentru Atletico, băieți. Mai mult pentru fanii acestora și pentru Simeone, că și Simeone a fost destul de arogant după meci. Aici fanii echipei adverse se au de Ronaldo, nu știu ce-i zic mai exact, însă probabil din nou Ronaldo o să le facă în ciudă la finalul meciului. Știți și voi vorba aia, cine râde la urmă râde mai bine. Iar Ronaldo în meciul acesta reușește să dea probabil 2-3 goluri, nu știu cât de mai exact. Primul gol l-a dat destul de șmecher, iar aici le face fanilor schema asta cu You Don't Hear Me. Mamă, și două bombe aici din afara careului. Din nou, You Don't Hear Me. Iar cam aici se termină videoclipul, băieți, partea a doua. Sper că v-a plăcut, aveți linkurile originale ale clipurilor în descriere. Eu am fost Gianni, nu uitați de like. V-am pupat!